primească bani, un performer de top, un om care nu este la fel de simplu și de normal ca noi, un om care a reușit să urce 6 munți de peste 8.000 de metri fără oxigen. Nu știu dacă vă dați seama cât este de greu, dar sunt convinsă că nu spun Alex. Bună dimineața! Da, ce ați văzut era chiar secvența vârfului din ultima mea expediție himalaiană. De fapt, era după amiaza zilei de 23 iulie, vara asta, și după o ascensiune extrem de solicitantă și extrem de extenuantă, partenerul meu și cu mine făceam ultimii pași până de vârful muntelui Brodfic din Pakistan, din munții Himalaya. Luptându-ne, practic, pentru fiecare gură de oxigen, așa cum ați văzut și în film, fiecare pas reprezenta, de fapt, un efort sisific, aș putea spune, și în același timp era, dacă vreți, și o mare plecăciune făcută în fața marelui munte. Nu foloseam oxigen suplimentar și nu foloseam nici porter de altitudine. Cu cei 1047 de metri ai săi, Brodfic este unul dintre cei 14 munți care depășesc limita magică de peste 8.000 de metri. Doar pentru a ajunge în tabăra de voață, doar pentru a ajunge la baza acestui munte, este o expediție în sine. Și de ce spun asta? Pentru că din locul unde se oprește drumul, ai de parcurs până în tabăra de bază aproximativ 100 de kilometri într-un teren glaciar destul de accidentat. Iar locul unde este această tabără de vasă, undeva în spatele acestui picior de munte, se află la 4850 de metri altitudine, practic altitudinea vârfului Mont Blanc, unde se termină Alpii, de fapt, începe Himalaya. Ne-a luat mai bine de o lună de zile pentru a ne aclimatiza, pentru a ne stabili trei tabere intermediare, așa cum le numim noi alpinism, și în același timp pentru a alege fereastra potrivită de vreme, astfel încât să ne dăm nouă șanse maxime pentru a urca vârful. Spun fereastra potrivită de vreme pentru că se întâmplă de foarte multe ori în Himalaya ca deși având prognoze meteo
extrem de avansate, care îți vin via model prin satelit, mă rog, este o întreagă tehnologie la mijloc, se întâmplă să nu ai uneori nici măcar o fereastră de vreme în care să poți încerca vârful respectiv, expunându-te la un risc pe care tu, de fapt, să îl consideri ca fiind unul, nu, unul rezonabil. E bine, dar cu toată această planificare minuțioasă, există, de fapt, un inconvenient absolut major. Și anume faptul că aclimatizarea se oprește la 7500 de metri altitudine. Deci asta pur și simplu este limita noastră, limita noastră biologică. Iar deasupra acestei altitudini începe așa numita zona morții, cum ne place nouă să-i spunem. Și este o zonă în care cu fiecare minut pe care tu îl petreci deasupra, corpul tău începe ușor, ușor să moară. Și atunci tot ceea ce poți să faci în cadrul unei astfel de expediții, din punctul de vedere al aclimatizării, este să obții maximum posibil pentru corpul tău, după care, în ascensiunea finală, să urci cât mai repede și să cobori cât mai repede sub această altitudine de 7000 de metri, pentru a te expune cât mai puțin în această zonă a morții. Am pornit din tabăra 3, de la 7.040 de metri altitudine, ultima noastră tabără, la ora 11:30, în noaptea zilei din 22 iulie. La ora 10 dimineața, în ziua următoare, am ajuns în șaua vârfului Broad Peak, la 7.800 de metri altitudine. Ne-a luat, practic, în jur de 11 ore pentru a escalada doar o altitudine de aproximativ 800 de metri diferență de nivel. Spun asta pentru că nu știu cum dintre voi obișnuiți să mergeți pe munte sau să mergeți la munte, dar să faci 11, să faci 800 de metri diferență de nivel aici, în munții noștri, în cadrul unei ture de antrenament, cardio, să spunem, este ceva extrem de ușor, nu știu, undeva în jurul a 60 de minute, dacă să spunem, chiar tragi tare. E bine, de aici, de la 7800 de metri, o creastă lungă de 1,5 km, încă ne despărțea de punctul cel mai înalt, pe care puteți să-l vedeți undeva aici, în spate. O creastă, evident, presărate cu cornișe și a trebuit să fim extrem, extrem de atenți pentru a nu lua o scurtătură nedorită către tabăra de coază. La timp pentru cine, dacă vreți. Broad Peak a fost, de fapt, așa cum spunea și Marta mai devreme, al șaselea vârf de peste 8000 de metri pe care eu l-am reușit fără a folosi oxigen suplimentar. Primul a fost în 2006, vârful Choyu, urmat de vârful Gasherburn 1 în 2007, tot în Pakistan. Apoi, în 2008, a urmat vârful Makalu de 8453 de metri altitudine. În 2011, Manaslu, Nepal. Tibet, vârful Shishapangma, în 2013, de 8027 de metri altitudine. Iar anul ăsta, după cum ați văzut, a fost vorba de muntele Choyu. Dar, așa cum spuneam, ascensiunea de anul acesta a fost, într-adevăr, a șasea reușită la 8000 de metri. Dar a șasea reușită la 8000 de metri din numai puțin de 13 încercări. Prima dintre ele fiind în 2006. Imaginați-vă că dacă acum ne-am teleportat pe vârful unui munte de peste 1000 de metri, am putea să supraviețuim mai puțin de 5 minute. Ăsta este unul dintre motivele pentru care aclimatizarea durează o lună și ceva. De ce? Pentru că la altitudinea aceea extremă, la peste 1000 de metri, concentrația de oxigen din aer este la doar o treime din cea pe care noi o întâlnim
la nivelul mării, nu știu cum ar fi București, ok, erau 80 de metri, dar tot nivelul mării putem să-i spunem. Prima încercare tămâiască de vârf a fost la sfârșitul secolului XIX, în 1895. Prima reușită a venit abia târziu, în 1950. Iar în 2014, două dintre aceste 14 vârfuri încă nu au nicio ascensiune de iarnă. Deci gândiți-vă că în sezonul calendaristic de iarnă, nimeni nu a reușit să pună piciorul pe aceste vârfuri din 1895 încoace, în ciuda multor, multor încercări. Și mai mult decât atât, restul de 4 vârfuri au fost urcate doar în ultimii 5 ani iarnă. Cel mai periculos dintre ei, ca să vă mai dau o cifră, pentru că nu suntem în secțiunea de management și înțeleg că ne plac cifrele, cel mai periculos dintre ei este un munte numit Annapurna, care, culmea, a fost și primul urcat, care până în anii 90 avea o rată de fatalitate de 66%. După, a scăzut la doar, dacă mă pot exprima așa, 41%. Evident, afecțiuni cum ar fi edemul pulmonar, edemul cerebral, sunt pericole omniprezente. Iar în ziua finală, în ziua vârfului, da, cea a cărui ați văzut mai devreme imaginile respective, poți să arzi numai puțin de 15.000 de calorii. Imaginați-vă că la un maraton, da? Dacă nu alergi chiar așa să-ți iasă sufletul din tine, ci vrei să termini într-un timp rezonabil, da? Înainte de a se înainte de a spune cronometrul stop, poți să cheltuiești, nu știu, în jur de 3.000 și ceva de calorii. Deci, cu alte cuvinte, mai bine stai la masă, mănânci un măr, nu e mare diferență. De aceea, și de asta am spus toate aceste cifre, de aceea, peste 95% din ascensiunile la peste 1000 de metri, încă se petrec folosind oxigen suplimentar. Da, așa cum vă spuneam, la 3 după amiaza am atins în sfârșit vârful. De aici ne va mai lua încă până la ora 11 noaptea, pentru a ajunge în siguranță în locul de unde am plecat aproape 24 de ore mai devreme, la 7000 de metri în Tavora 3. De ziua vârfului a durat cu expunere de aproape o zi, de 24 de ore, în continuu efort, în zona morții. Dar, în alpinismul de altitudine, atingerea vârfului nu reprezintă finalul unei ascensiuni, ci practic este doar punctul care marchează extrem de clar ce altceva decât jumătatea drumului. Prin urmare, pot spune că expediția a reprezentat un succes doar în momentul în care o cană de ceai fierbinte în față, picior peste picior, stai în tabără de poasă și privești uneori cu extremă uimire la vârful imens pe care tocmai l-ai urcat. Dar cred foarte tare că, la nivel interior, vârful nu este totul. Vârful este, de fapt, locul de unde, făcând față unor greutăți și a unor provocări extreme, ai posibilitatea să privești mai departe, să vezi ce se află mult dincolo de creasta din planul apropiat. Și numai de pe vârf poți să-ți imaginezi cu adevărat ceea ce se află dincolo de linia orizontului. Pentru că, lipsit de constrângerea unui spațiu închis, poți, de fapt, privi liber în absolut
orice direcție dorești. În mod evident, dar după cum vedeți, nu putem să rămânem acolo sus o veșnicie, pentru că însăși ideea de vârf presupune nu doar o perspectivă unică, ci și reversul său, care de cele mai multe ori este un loc extrem de îngust, gel puternic, viscol puternic, da? Și de cele mai multe ori, așa cum eram și pe Propic, era la doar un metru de o cornișă extrem de amenințătoare. Cu toate astea, cred că lucrurile, cred foarte tare că lucrurile sunt făcute de fapt să se întâmple la nivelul solului. În lumea oamenilor și de fapt nu în lumea munților. Și mai cred foarte tare că lucrurile sunt făcute să se întâmple de cei care au avut, nu știu, nebunia, curajul, puterea, voința de a se avânta la înălții și apoi, reinventându-se, au revenit pe pământ cu viziune, motivație și puteri noi și forțe proaspete. Mulțumesc! Felicitări, mulțumim pentru prezentare. Vă rog, dacă aveți întrebări. Avem două întrebări. Stai că avem o doamnă aici în față. Alexandra Sindel, care le merg frans. Aș vrea să te întreb, Alexandru, cine te ajută în pregătire și unde ți-o faci? Sau cine nu mai ajută? Că trebuie să fie vorba de o pregătire foarte intensă. Da, cred că mai curând aș putea vorbi de cine nu mă ajută, pentru că ca să poți să faci genul ăsta de lucruri, este absolut imposibil să-l faci de unul singur. Poate pe vârf par singur, nu? Că apar singur într-o fotografie, dar de fapt în spatele acelei camere de filmat sau aparat de fotografiat, nu? Se află un partener. În tabăra de bază ai o echipă de sprijin, de exemplu, formată dintr-un bucătar și un ajutor de bucătar, care rolul lor este ca toată ziua, când tu stai în tabăra de bază și te odihnești între ascensiuni succesive pe munte, să topească apă și să facă mâncare. Și să facă mâncare cât mai diversă, astfel încât tu să poți să digeri la înălțimea respectivă. De exemplu, ce pot să spun este că la peste 7000 de metri eu nu mai pot să mai consum hrană lichidă. Sunt oamenii locului. Cum credeți că am cărat eu acea tonă și jumătate de echipament? Da? Imaginați-vă că, de exemplu, în expediția din 2008, eu, partenerul meu și cei din tabăra de bază, am avut în total o tonă și 200 de kilograme de echipament. Să cari tot echipamentul ăsta din România și o parte dintre el din Nepal sau din Pakistan, în tabăra de bază, este o provocare logistică, spun eu, destul de semnificativă. De ce asta? Pentru că dacă vii cu mindset-ul tău vestic, cu deadline, da, cu ganturi, cu nu știu ce chestii, și vrei să unezi, să-i unezi pe oamenii ăia pe planul tău, e bine, surpriză, aflați că lucrul ăsta nu se poate. Deci tot ceea ce poți să faci este ca să ai un plan suficient de bine pus la punct, astfel încât în momentul în care apar provocările care inevitabil vor apărea la un moment dat pe parcursul unui astfel de proiect, planul acela bine pus la punct să-ți permită ție flexibilitatea de a putea fi cât mai, cum să zic, cât mai îngăduitor, nu e cuvântul potrivit, cât mai te-a temula pe oamenii respectiv cât mai mult. Am avut câteva zeci de porte pentru a căra acel echipament în tabăra de bază. Și imaginați-vă că jobul unora dintre ei era doar să care mâncarea celorlalți. Deci, cu alte cuvinte, pe măsură ce noi înaintam spre tabăra de bază, o parte dintre ei se întorcea înapoi în satul de unde plecaseră, pentru că nu mai aveau ce să care. Etc. etc. Deci,
practic totul se reduce la un vis care trebuie să aibă în spate un project management foarte, foarte bine pus la punct. Și evident sunt oamenii nesfârșit din România, mult prea mulți pentru ei, o parte dintre ei sunt și aici în țară, mai avem fără de timp. Care nu s-ar putea întâmpla nimic. Mai avem o întrebare. Salut! Aș vrea să întreb care este următorul vis și a șaptea reușită pe care ți-o propui? Aoleu! Dacă se poate pe scurt. Da, pe scurt. Atunci mă place să te zbor. O să vă spun un secret. Niciodată când o să întrebați un alpinist unde vrea să se ducă în următoarea expediție, cel mai probabil nu o să vă dea un răspuns concret. Din mai multe motive. Unul este că, în general, eu și cei cu care urcăm 2000 de metri, ne place să facem mai întâi lucrurile să se întâmple, după care să vorbim despre ele. Deci, cu alte cuvinte, atâta timp cât eu încă sunt în tratative cu un alpinist din Polonia, un alpinist din Italia, să vedem unde am putea să mergem și analizăm toate posibilitățile, din toate punctele de vedere, da? De la riscul la care ne-am expune dacă am merge acum pe Nanga Parbat în Pakistan, că poate ne prinde cineva afiliat la statul islamic și așa, până la partea financiară. Dar tot ce pot să vă spun, în mod concret, este că, da, în primăvara următoare, plănuiesc cu alte expediții la 8000 de metri, în Nepal, va fi în mod sigur. Primăvara următoare, prin martie. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos, Alex! Mare grație! Trecem.